Un puternic incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marți în regiunea Toscana, în nordul Italiei, ceea ce a dus la evacuarea a sute de persoane ca măsură de precauție. Focul s-a declanșat târziu în seara în regiunea împădurită Monte Sera și din cauza vântului, flăcările s-au extins rapid, amenințând localitățile din împrejurimi Calci, Monte Magno și San Lorenzo in Torre. Imaginele difuzate de televiziunile italiene arătau marți dimineața flăcări în extinse extință asupra unor vaste zone de pădure. Cel puțin 500 de persoane au fost evacuate din motive de securitate în comuna și în San Lorenzo in Torre. La stringerea incendiului au fost mobilizate avioane care aruncă apă, zeci de pompieri din întreaga toscană, precum și din Florență și Livorno.